trei meserii au fost înscrise oficial în nomenclatorul ocupațiilor din România, ca o necesitate de adaptare a pieții muncii la nevoile pe care le au între antreprenorii și angajații. În același timp, din nomenclator au fost scoase unele joburi care nu mai sunt de actualitate. După mai multe dezbateri, au fost publicate în Monitorul Oficial ordinul pentru aprobarea procedurii de actualizare a clasificării ocupațiilor din România și cel cu privire la modificarea și completarea corului. Pe lista meseriilor care au fost adăugate în cor se numără 69 de noi ocupații, printre care auditor de securitate cibernetică, manager transformare digitală și specialist în reciclarea deșeurilor. Mai mult, acum putem întâlni stiliști extensii de gene, compozitor de muzică de film, electronică, publicitară, sacră sau de muzică pop, consilieri filosofici și consilieri de stat. Iubitorii de cafea au un motiv în plus de bucurie. Acum există oficial și în România degustători de cafea. În plus, s-a introdus și ocupația de operator măcinare sau prelucrare cafea, dar și barman preparator de cafea, adică barista. Un barista este un artist al cafelei și al aparatului de cafea, care are cunoștințe vaste despre cafea și prepară băuturile clienților. De asemenea, este și un specialist în latte art, creează modele pe cappuccino prin turnarea spumei de lapte în espresso. Ca parte a activității sale, barista trebuie să aibă cunoștințe despre tipurile de cafele, prăjirea cafelei, utilizarea și întreținerea aparatelor de cafea și spumarea laptelui. Pe de altă parte, au fost eliminate din cor 62 de ocupații, printre care destrămător, teletipist, telexist, inspector telegrame și șef vagon poștal. Meseriile de pâslitor, turnător valuri, preparator pastă de azbociment sau râșnitor smalți au dispărut și ele din nomenclator.